Medic, da, să te care e întrebarea? Hai, ați vorbit foarte indirect despre firescul, rădăcinarea psihopatologicului în firescul existenței umane. Da. Trebuie să avem un pic de depresie, da. Un pic de anxietate, da. Un pic de suspiciune, să nu zic paranoia, ca să ne menținem linia de normalitate. Ce se ține de normalitate? Linia, să ne menținem o linie de normalitate. Păi, dar nu suntem normali. Ține lipsă. Derivă din normalitate, în mod evident, printr-un deficit disfuncțional. Când intrăm în psihopatologie, suntem mai puțini, mai scădem, mai ne reducem, pierdem câte ceva. Dar, în cele din urmă, tot ce apare la psihopatologie, derivă din ceva normal, derivă. Păi, Don Quixote, nu-i derivă, nu-i derivă până la asta. Nu crezi în eroi? Și el spune clar. E cu mulți am discutat care nu cred că există de adevărat era eroi ăștia de literatură, da? Cum să nu existe? Dar există! Uite, eu! Așa mai departe. Deci, patologia, de asta e pentru toată medicina, derivă din normalitate, numai că funcțiile, când ai minusul ăsta disfuncțional, funcțiile nu mai sunt adaptative, nu mai sunt acelea, sunt studente, sunt adaptative, sunt toate și obsesiile derivă din normalitate. Și puțin patologic trebuie să avem ca să fim normali. Un pic din fiecare. Păi dacă avem un pic e bine, dacă avem mult bine. Ce e la care nu-i deloc ansios? Să fim din ai frică de câte ceva. Că dacă n-ai frică de nimic, să fie bine. Puțin. O încântare, o mare bucurie. Mulțumim pentru elocință. V-am ascultat încă mult de acum încolo. A fost chiar o întâlnire culturală de excepție și o întâlnire cu un om care are atât de multe de spus, un lugojan, domnul profesor universitar Dr. Mircea Lezărescu. Mulțumim! Bibliotecă. Urmează sesiunea de autografe. Da. Așa.